Jurnalele RTT. Știri la fix. Pretindea bani și bunuri pentru a facilita adopții la Brașov. O asistentă socială de la DGASPC Brașov este acuzată de procurorii de ICOT de mită și trafic de influență după ce a pretins și primit de la familiile interesate să adopte un copil bani sau alte foloase. Adriana Lucica și Mandan, cu o vechime de 20 de ani la DGASPC, a fost președintele Colegiului Asistenților Sociali, filiala Brașov, dar și al ONG-ului Asociației Familiilor Adoptive. Femeia lucrează la biroul adopții, post-adopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. La sfârșitul lunii septembrie, procurorii DICOT Brașov au solicitat direcției să pună la dispoziție 12 dosare de familie adoptatoare și 15 dosare de copii, toate finalizate anul trecut. Marți, angajata DGASPC a fost reținută sub acuzația de mită și trafic de influență. În cauză s-a stabilit, pe lângă aceste aspecte, să le spunem, de nefuncționare corespunzătoare a sistemului, că în unele cauze au fost solicitate sume de bani, fie pentru întocmirea unor acte corespunzătoare atribuțiilor de serviciu, fie pentru traficarea influenței către sau a pretinsă influențe către colegi de serviciu. Astfel s-a reușit reținerea unei inculpate, așa cum este menționat și în comunicat, pentru luare de mită și trafic de influență, punerea sub acuzație a unei alte suspecte pentru comiterea unei infracțiuni de fals intelectual. DICOT suspectează că începând din 2012 și Mandan, în calitate de asistent social al DGASPC Brașov, membru al echipelor de evaluare pentru procedurile de adopție, a pretins și primit de la familii interesate bani sau alte foloase pentru preluarea cererilor de adopție. Vorbim inclusiv de sume de bani, de exemplu suma de 1000 de euro, dar și alte beneficii constând în bunuri, în intermedierea obținerii unor servicii gratuite sau chiar în organizarea unor mese la restaurante. Concret, pentru ce anume pretinde asta? Pentru a facilita unor familii dornice de a încheia o adopție, pentru a facilita, să spunem, accesul mai rapid al acestor familii peste lista eligibilă la adoptarea unor copii. Femeia, angajată de 20 de ani la DGASPC, a fost până în septembrie președintele Colegiului Asistenților Sociali, filiala Brașov. În plus, Lucica și Mandan este și președintele Asociației Familiilor Adoptive Brașov, un ONG în care erau înscrise zeci de familii și care, culmea, avea sediul chiar în clădirea DGASPC. Această asociație a avut o convenție de colaborare cu DGASPC Brașov, convenție care a expirat încă din 1 februarie anul trecut și obiectul convenției nu era axat pe adopții. Dar pe ce? Erau servicii de igienă dentară pentru copiii din centrele de plasament, o parte din copiii din centrele de plasament. Aceasta este ultima convenție de care știu eu. Procurorii de ICOT au propus arestarea femeii, dar judecătorii de la tribunal au decis că femeia poate fi cercetată sub control judiciar. Ați cerut bani? Câtă șpagă ați luat ca să intermediați adopțiile? Vă pare rău pentru ce ați făcut? Conducerea DGASPC spune că în momentul în care va primi decizia magistraților, femeia va fi suspendată din funcție. Anul acesta la Brașov, 86 de familii au primit dreptul de a adopta un copil, iar în cazul a 40 de micuți a fost deschisă procedura de adopție. Până luna aceasta au fost înregistrate 39 de adopții, dintre care 21 sunt în diverse faze ale procedurii. După ce au deliberat astăzi, timp de câteva ore, magistrații curții de apel au dispus arestarea Adrianei, Lucica și Mandan pentru 30 de zile. Eroi căzuți pentru apărarea independenței și suveranității naționale au fost cinstiți și la Brașov. Ziua Armatei Române a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă la Monumentul Eroilor din Sprengi. La manifestările de aici au luat parte militari, autorități publice locale și județene și elevi. Ceremonialul a început cu intonarea imnului de stat al României. În timp ce autoritățile își țineau discursurile, elevii prezenți la ceremonial păreau mai interesați de telefoane. După oficierea unei scurte slujbe, autoritățile locale și județene și reprezentanții instituțiilor au depus coroana de flori la monument. Este ziua în care noi, militarii, sărbătorim alături de societatea civilă ziua Armatei Române. Este ziua în care ne cinstim eroii care au luptat în toate războaiele pe care le-a purtat Armata României pentru
păstrarea independenței, suveranității naționale. Ziua Armatei celebrează data de 25 octombrie 1944, când a avut loc bătălia de la Carei, ultima acțiune militară pentru eliberarea teritoriului național de sub ocupația hortisto-fascistă. Eliberarea părții de nord a Transilvaniei nu a însemnat și încetarea luptelor duse de Armata României, care a continuat războiul antifascist alături de puterile Națiunilor Unite pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei până la victoria finală. Ceremonialul de la cimitirul din Spreng s-a încheiat cu defilarea militarilor și a fanfarei forțelor aeriene Henri Coandă. Autoritățile locale vor identifica și tăia copacii care se pot prăbuși din zona școlilor sau în zonele intens circulate. Decizia a fost luată în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, întrunit în această dimineață, după ce ieri un arbore doborât de vânt s-a prăbușit peste două ambulanțe ale Crucii Roșii. Zona a fost deja închisă circulației. Am început cu zona după ziduri, unde a fost evenimentul ieri. O să mergem și sub tâmpa. Deja procedura e demarată și sub tâmpa. Și o să identificăm toți arborii, inclusiv aici, dacă vă uitați, sunt doi arbori care sunt uscați și trebuie tăiați imediat. Identificarea arborilor șubrez va fi făcută de reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, cei ai Serviciului de Amenajare Zone de Agrement și cei de la Regia Pădurilor Kronstadt. Pe platoul Bucegilor, zăpada măsoară pe locuri peste jumătate de metru. În dimineața zilei de marți, cabanierii s-au pomenit că totul era acoperit de omăt după ce toată noaptea de luni a nins și a viscolit. Salvamontiștii avertizează pe turiști să nu se aventureze pe traseele montane. În acest moment, vremea este frumoasă, dar în zonele montane înalte, ninsoarea va continua să cadă, iar vântul va sufla cu putere, viscolind pe alocuri omătul. De ziua europeană a justiției civile, parchetele brașovene și-au deschis porțile pentru studenții la drept. Evenimentul este menit să amintească faptul că justiția este un serviciu pentru cetățeni care le dă posibilitatea de a-și rezolva disputele private și de a-și afirma drepturile. În fiecare zi de 25 octombrie a fiecărui an se sărbătorește Ziua Europeană a Justiției Civile, care presupune o deschidere, respectiv o conștientizare a faptului că cetățenii europeni își pot apăra drepturile în fața justiției europene, respectiv își pot afirma libertățile și își pot soluționa conflictele lor. Procurorii spun că meseria pe care și-au ales-o este riscantă, având în vedere că anchetatorii lucrează cu infractori, însă provocări și mai mari vin din altă parte. Vulnerabilitățile vizează politica penală, modificarea legislației care este foarte, foarte frecventă, imprevizibilitatea cu privire la carieră în urma discuțiilor care se poartă în spațiu public privind modificarea legislației justiției. Deci vă afectează modificarea legislației? Da, absolut. Ne afectează în condițiile în care modificările vor fi cele care au fost prezentate, pentru că la momentul ăsta nu putem vorbi de o modificare propriu-zisă. Studenții brașoveni care au trecut pragul clădirii ce adăpostește parchetele brașovene s-au declarat impresionați de ceea ce au văzut. Mi se pare foarte organizat, îmi place că este structurat și fiecare știe ce are de făcut și mă bucur că am avut ocazia să văd ceea ce mă așteaptă. Mi se pare o provocare foarte, foarte mare, având în vedere numărul de dosare și abia aștept. Ce te-a făcut să alegi o asemenea carieră? Sincer să fiu, dorința de legalitate într-o societate. Vizitatorii au putut vedea și obiectele confiscate de procurori în anchetele pe care le desfășoară. Printre acestea, o drujbă, o lopată și alte obiecte utilizate în omoruri, tentative de omor sau în infracționalitatea economică.
Locatarii blocului evacuat de pe strada Molidului 33 vor putea rămâne în căminul pentru persoane vârstnice din noua până la 31 martie 2018. Este decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgență în privința celor 21 de persoane evacuate din blocul amenințat cu prăbușirea. În funcție de durata lucrărilor de consolidare, termenul poate fi prelungit sau redus. O altă decizie luată de către edil este că expertiza terenului din zona cuprinsă între strada Constantin Dobrogeanu Gherea și capătul străzii Molidului va fi suportată de primărie. În schimb, expertiza privind structura de rezistență a blocului va fi plătită de către proprietari. S-au stabilit câteva măsuri, printre care și cele pentru Molidului, mai exact să se expertizeze o zonă mai extinsă de vreo 40.000 de metri pătrați, stabilită de specialiștii de la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Transilvania. În urma acestei măsuri avem și o ofertă de preț, o să se analizeze, se va bugeta și se demarează expertiza. Pe lângă costurile privind expertizarea terenului, municipalitatea vrea să identifice și soluțiile legale pentru a acoperi și o parte din costurile pentru expertizarea clădirii și pentru proiectul de consolidare. Subiectul va fi propus în ședința de Consiliul Local de vineri. Direcția Fiscală și Direcția de Servicii Sociale vor face analizele și anchetele necesare pentru ca proprietarii aflați într-o situație mai dificilă din punct de vedere financiar să fie sprijiniți cu fonduri de către primărie în faza expertizării și a proiectului. După eliberarea autorizației de construire pentru consolidare, municipalitatea vrea să sprijine proprietarii care se încadrează într-o categorie socială defavorizată pentru a identifica resursele necesare consolidării blocului. Pe scena teatrului dramatic vor urca, timp de 4 seri, artiști ai teatrelor maghiare. Festivalul de teatru maghiar aduce, în perioada 26-29 octombrie, 4 spectacole de teatru, piese contemporane și clasice, susținute de companii de teatru din Târgu Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea și Gheorgheni. 2 dintre spectacole vor avea subtitrare în limba română. Brașovul stă foarte bine în ultimii 2 ani la cultură, s-a investit foarte mult, s-au dublat sume, s-au făcut investiții în infrastructura culturală, dar pe anumite segmente mai trebuie să ne dezvoltăm. Cred că putem, după acest festival, să demarăm procedurile ca măcar la teatru să avem și secție maghiară. Intrarea la spectacole este liberă, iar evenimentul este cofinanțat de municipalitate. Trei zile de dans la Brașov. Perform Dance va aduce pe scena Centrului Cultural Reduta în 26, 28 și 29 octombrie spectacole de dans contemporan, dintre care unul este adus de un român stabilit în Germania. Perform Dance, zilele dansului contemporan, este la prima ediție în acest format, dar este al 5-lea an în care este invitată la Brașov o companie de dans din Germania. Avem 3 spectacole de dans contemporan, 2 vin din București și 1 din Germania. Veți putea vedea felul în care corpul se poate mișca și poate transmite un mesaj prin mișcare. Agenda evenimentului cuprinde și un workshop care se va desfășura sâmbătă și duminică, în care ideea de bază este că mișcarea și dansul te fac fericit. Că avem nevoie, pentru că există un public care își dorește să fie provocat, își dorește ceva nou, își dorește ceva modern, contemporan și asta vrem să facem, să-i oferim. Pe de altă parte, există și un public care își va dori, adică îl incităm să își dorească. Intrarea la evenimente este liberă. Patronul sepsii Sfântul Gheorghe l-a demis pe antrenor. Laszlo Dioseg i-a reziliat contractul lui Valentin Suciu după 9 meciuri fără victorie ale echipei din Covasna. Ultima înfrângere a celor de la sepsii a avut loc aseară în meciul disputat cu CSU Craiova pe stadionul Tineretului. Formația covăzneană a început ceva mai curajos, însă Craiova a arătat o defensivă sigură și a deschis scorul în minutul 27. Golul le-a turnat plumb în picioare gazdelor, care nu au putut reveni. Intrat pe final de joc, Băluț a stabilit scorul la 2-0 pentru echipa sa, cu o reușită în minutul 88. Important era pasare il turno. Important era să trecem cu bine peste acest hop, pentru că ne aflăm într-o perioadă bună în campionat. Ne-am atins obiectivul, chiar dacă nu am făcut cea mai bună partidă din ultima perioadă. E evident că trecem printr-o pasă foarte proastă. Nu trebuie să căutăm motivele, trebuie să găsim soluții. Timpul este foarte scurt. Avem câteva zile până la meciul de campionat cu Botoșanu și trebuie să ne regăsim.
Albroșii nu au mai câștigat din etapa a șaptea când au învins în deplasare pe Poli Iași. Au urmat 8 meciuri de campionat și unul de Cupa României fără victorie, astfel că și președintele Laszlo Diosek și-a pierdut răbdarea și l-a demis pe antrenorul Valentin Suciu. În urma evenimentelor și rezultatelor din ultima perioadă, astăzi conducerea clubului, în consens cu antrenorul Valentin Suciu, a decis rezilierea contractului acestuia. Pregătirea echipei pe perioada următoare va fi asigurată de interimar, de clubul, de cuplul Noci Sándor și Kulcsár László. Meciul de luni cu FC Botoșan va fi pregătit de cuplul Nac Sándor, antrenor principal, și Kulcsár László, antrenor secund, după care conducerea clubului va trece la căutarea unui nou antrenor.